Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi eu vreau să încep o nouă serie aici pe canalul meu de YouTube și aceasta se va numi Makeup and History. În această nouă serie voi vorbi despre una dintre trăirile din viața mea în timp ce mă machiez. Și pentru primul episod care apare din această serie m-am gândit să vă vorbesc despre nașterea naturală. Am primit câteva mesaje în privat despre cum a fost experiența mea cu nașterea naturală aici în Germania și m-am gândit să fac un clip dedicat, însă m-am gândit să nu fie ceva banal și să fac și ceva în același timp. Așa că mi-a venit ideea aceasta și zic să începem. O să iau o clamă ca să-mi prind bretonul pentru a nu băga make-up în el. Și am zis să încep cu începutul, să vă povestesc cum și când am aflat eu că sunt însărcinată. Eu, înainte să rămân însărcinată, am lucrat în abator, într-un abator cu carne de porc. Și eu am aflat că sunt însărcinată în luna decembrie, pe data de 15, moment în care eu eram în medical, fiindcă aveam câteva dureri de spate și îmi întârziase menstruația. Noi ne doream un copil, însă nu știam când se va întâmpla. Am spus că momentul în care se va întâmpla va fi binevenit. Noi nu ne mai protejam decât de câteva luni bune, dacă nu și mai bine. Și ne-am gândit ca pe data de 15, eu mi-am spus soțului că nu mi-a venit menstruația, el mi-a spus că în momentul în care voi merge la farmacie să îmi iau pastile pentru spate pe care mi le recomandase doctorul, să îmi iau și un test de sarcină. Și nu am luat pastilele, fiindcă am zis că dacă sunt însărcinată să nu-i fac rău bebelușului. Și am fost la farmacie, am cumpărat un test de sarcină și soțul era la muncă. Mi-a dat mesaj la prânz, la pauza de masă, dacă am făcut testul și cum a ieșit. I-am spus că l-am făcut și că a ieșit negativ. Însă testul ieșise pozitiv, eu nu voiam să-i spun. Și l-am lăsat în pace, a venit acasă. Și când a venit acasă, când ne-am pus la masă, i-am spus că sunt însărcinată, pe el l-a buvnit plânsul și cam așa am aflat eu că sunt însărcinată. Mă dau cu niște vaselină dintre asta pe buze ca să-mi hidrateze puțin buzele cât îmi fac mici. Am scăpat-o. În fine. Și eu am să vă spun așa ce s-a întâmplat. Eu am mai lucrat încă 3 luni, cred. Am lucrat până în februarie. Și dacă sunteți aici în Germania, vă îndrum să mergeți la un ginecolog, să vă înscrieți la ginecolog, chiar dacă nu aveți probleme, chiar dacă nu sunteți însărcinate, vă îndrum să mergeți la un ginecolog. Este o chestie foarte importantă pe care toate femeile ar trebui să facă, să mergeți la controle măcar o dată pe an, măcar o dată pe an. Eu nu eram înscrisă la ginecolog, nici nu aveam foarte, foarte mult timp de când eram aici în Germania și nu eram înscrisă la un ginecolog. Iar în momentul în care am rămas însărcinată, mi-a fost foarte greu să-mi găsesc un ginecolog. Însă asta este altă poveste. În momentul în care am rămas însărcinată, trebuia să merg la ginecolog pentru a-mi da o hârtie, precum că nu mai am voie să stau în frig, fiindcă de la frig eu puteam să pierd sarcina. Și nu am găsit ginecolog, am fost ce-am căutat și pe internet și peste tot și până la urmă am găsit o doamnă ginecolog super bună, Gabriela Bancoș. Este la 100 de kilometri de mine, în orașul Badiburg. O recomand cu toată crederea, vă va ajuta cu orice problemă aveți nevoie și orice sfat.
Așa. Am mers la ginecolog. Mi-a dat acea hârtie, precum că nu mai am voie să merg la muncă, fiindcă locul meu de muncă presupunea foarte mult frig și efort fizic și de la aceste două lucruri puteam pierde sarcina. Am fost, am dus hârtia pe care mi-a dat-o la muncă și din acea zi eu nu am mai coborât în abator în frig. Sarcina mea a fost una foarte ușoară, fără nicio complicație, fără grețuri. Încă mă simțeam în perioada de sarcină mai bine decât mă simțeam înainte, sincer să vă spun. Mă simțeam cu chem de viață. Singura chestie pe care eu am avut-o și a fost mai urâtă, să spun așa, a fost fiind că am prins rău de mașină, cu care am rămas și după sarcină, problemă pe care eu nu o aveam înainte. Însă, asta este, se mai întâmplă. Poate fi tratată cu pastile, cu plasturi. Așa, v-am spus, eu n-am avut nicio problemă pe perioada sarcinii, totul a decurs conform, am fost la doctor, am primit vitamine, nu mai știu exact ce vitamine am primit, însă nu le-am luat pe toate exact, fiindcă mi-era rău de la unele din ele și nu le-am luat. Eu aveam termen pe 12 august, cred. 12-13 august, cu o săptămână înainte să nasc, am fost la doctor. Mi-a spus că în ziua în care nu voi avea data, termenul acela să nasc, să merg la ea dacă nu am încă contracții, dacă nu simt nimic. Și eu nu am avut nicio problemă, nimic. Mi-a trebuit ca înainte de naștere să merg, cred că cu o lună, să mă înscriu la spital, la spitalul din apropiere, ca să mă ia în evidență o moașă, ca în momentul nașterii să asiste cineva la nașterea mea, la nașterea fetiței mele. A fost foarte simplu, mi-a dat doctorița o hârtie la fel și am fost cu ea la spital și m-au înscris, m-au luat în evidență și să vă povestesc ziua nașterii. Eu, după cum v-am spus, nu am avut probleme cu sarcina. În luna noua eu mergeam cu rolele, adică la genul ăla de n-am avut probleme, n-am avut nimic. Eu nu am avut nicio burtică exagerat de mare, însă am luat 22 de kg în perioada sarcinii. În greutate, mi se umflase foarte mult picioarele și aveam retenție de apă foarte mare, adică nu mă mai încăpeau nicio pereche de șlapi, nu Adidas sau sneakers pe care îi purtam înainte, nici nu se pune problema. În dimineața în care m-am trezit, eu, dacă soțul era la muncă, am fost la cumpărături, mai trebuia mie niște chestii pentru casă. Am luat un bac de suc, mi-am mai luat cartofi, nici nu știu ce mi-am mai luat, oricum mi-am mai luat câteva chestii, destul de grele. Și le-am adus până acasă, cred că am 300-400-500 de metri până la magazin, de lângă casă, și am venit acasă. Eu în acea zi voiam să mai fac niște amintiri cu burtica, fiindcă nu simțeam așa că o să nasc, însă nu știam când se va întâmpla și voiam să mai am amintiri cu burtica. Și am fost și mi-am cumpărat niște creioane din acelea de desenat pe burtică, ca să-mi desenez burtica, să mai fac niște poze. Zi și făcut, am fost la Rossmann, mi-am cumpărat acele creioane, mi-am desenat burtica, am făcut TikTok-uri. După ce am făcut TikTok-uri, aveam o durere de burtă ușoară, ca la menstruație, mai ușoară, cred. Și am zis că poate este din cauza fustei cu care am fost îmbrăcată, zic, poate m-o strâns la burtă, poate ceva, și poate din această cauză mă doare burta. Și m-am apucat de făcut mâncare. În momentul în care am terminat de făcut, atunci făceam piftele și a început să... Am nevoie la baie, dar aveam nevoie la baie foarte des.
Ca să nu făceam nevoile. Nu mergeam să fac treaba mică. Mă trecea să nu aveam nicio senzație, nimic. Și eu am o prietenă, cea și fata care a și asistat la naștere cu mine, pentru că eu nu știam foarte bine limba și chiar dacă o știam, îmi era foarte frică de momentul în care se va întâmpla. Și soțul, el are frică de sânge, a zis să nu vadă sânge sau ceva, fiindcă el leșină înaintea mea. Și am sunat-o pe ea, fiindcă ea are rude care trecuse de multe ori prin asta, și am zis să o sun. Am sunat-o pe ea și i-am spus am nevoie la baie des și mi-a spus, mă, dă, sună și du-te la spital că ți s-a rupt apa. Însă eu nu simțeam nimic. L-am sunat pe soț, soțul panicat la muncă, mă duc acasă, naște Mădălina. Și eu mi-am terminat piftelele, adică să nu credem, mi-am terminat piftelele. Și apoi, după ce am terminat piftelele, fiindcă soțul lucrează la vreo 40 km de casă, m-am dus, am făcut duș, m-am epilat, adică să nu miros a piftele când ajung la spital, să nu credeți. Și am ajuns la spital. Eram dilatată 1 cm, cred că am ajuns pe la spital la ora 7 seara. Eram dilatată 1 cm, după cum v-am spus. Asistentele mi-au spus că trebuie să rămân în spital, însă nu cred că voi naște în acea seară, fiindcă eram foarte puțin dilatată și eu aveam contracții, însă eu nu le simțeam, nu știu care este treaba și cum a fost, însă eu nu simțeam contracțiile. Adică eu sunt o fire care este foarte rezistentă la durere și nu are probleme de genul ăsta și nu le simțeam. Mie mi se păreau ca durerile menstruale. În fine, am stat acolo, m-au sfătuit să rămân la spital în seara aceea și mi-au spus că dacă nu nasc, pot merge acasă dimineață și dacă nu nasc în o zi, două, să mă duc din nou când voi avea contracții, când voi avea dureri. Însă eu nu prea voiam, am dus, m-am sfătuit cu soțul, soțul mi-a spus că să rămân la spital, că el dacă nasc acasă, el nu știe ce să-mi facă. Și m-au internat, mi-au făcut testul corona, eu am născut anul trecut, adică în 2020, în luna august, când era prostia asta cu corona și nu a avut voie să stea două persoane cu mine în salon, o singură persoană, ori soțul, ori translatorul, oricine, numai o singură persoană. La ora 9, cred că mi-am făcut internarea, soțul a plecat acasă, fiindcă a doua zi trebuia să plece la muncă. M-am băgat în salon. În salon am stat cu o nemțoaică care deja născuse. Și pe la ora 11 seara m-au luat contracțiile. Dar contracții la genul că aveam o durere de burtă ca la menstruație. Exact ca la menstruație. Și am apăsat pe buton, i-am spus asistentei care era de gardă în momentul acela că am contracții. Ele mi-au dat dosarul pe care eu l-am avut cu carnetul de mămică, cu toate cele. M-au dat și m-au trimis la sala de nașteri sus ca să-mi măsoare contracțiile. M-am dus acolo, m-au pus din nou la aparat să vadă care este nivelul de contracții și la ce distanță de timp le am. Și când au văzut cât de mari sunt contracțiile, m-au pus să-mi sun translatorul să-i spun să vină, fiindcă eu nasc în acea seară. Zi și făcut, a sunat. S-a făcut secret că deja ora 12 și jumătate, până a ajuns fata. M-au băgat în sala de nașteri, dar, ca să vă explic, sala de nașteri, nu știu cum vă imaginați voi, însă era un salon aproape normal. Cele care ați născut aici în Germania, știți cum arată un salon? Cu o baie, cu un pat și cu o masă pe care să schimb copilul. Am intrat acolo, mi-a dat un pahar cu apă
și un prosop și o pungă în caz că vine să vomit, să vomit acolo. Nu am avut problema aceasta, singura problemă pe care o aveam eu era că mi se uscau buzele. Și la ora 1 fără 20, cred, a ajuns fata, prietena mea, și a rămas ea cu mine. Asistenta care era de gardă se dusese în alt salon, fiindcă mai avea femei care trebuiau să nască. Și la ora 1 au venit și mi-au rupt apa, fiindcă au văzut că am contract, însă mie nu se rupsese apa. Mi-au rupt apa și de atunci a început toată nașterea propriu-zisă. Nașterea. Tot travaliul acela mai serios, să-i spun așa. Fiindcă am început să am contracții mai mari, din ce în ce mai dese, eram deja dilatată 9, 8 sau 9, nici nu știu exact, că nu mai țin minte. Și cred că în 40 de minute am născut. Nu exagerez cu nimic, a fost o naștere pe care eu n-am simțit-o mai deloc. Adică înainte să nasc, toată lumea mi-a speriat, tu ești foarte mică în șolduri, nu o să poți să naști natural, tu o să naști foarte greu. Vă rog pe toate cele care sunteți însărcinate să nu ascultați ce vorbesc celelalte femei, cum a fost nașterea lor și la ce să vă așteptați. Fiecare corp este diferit. Fiecare organism reacționează diferit la durere și simte durerea în alt fel. Și fiecare copil este diferit, așa că travaliul și nașterea va fi diferită în funcție de persoană. Nu trebuie să vă panicați, să ascultați tot ce spun cei din jur și să vă faceți griji care nu au rostul, care nu și-au rostul. Așa, închidem mica această paranteză și vă spun că eu la ora 2 am născut foarte ușor. Adică mi-a spus odată să împing, a ieșit capul Sofiei, a mai împins odată, a ieșit și restul corpului, mi-au dat-o pe piept, am transferat cum ar veni, impropriu zis, temperatura corpului meu. A stat vreo 10 minute, cred că, la mine pe piept, timpul în care asistentele s-au dus să-mi aducă patul ca să mă coboare în salon. Între timp a venit și soțul să o vadă, fiindcă i-a dat voie să intre. Plecase dulmecerul și a venit el. Și apoi m-au coborât în salon, cred că la ora 3 am intrat în salon, mi-a lăsat-o pe piept până la ora 6, iar la ora 6 au venit și mi-au luat-o să o îmbrace. Și aceasta a fost nașterea propriu-zisă. Vreau să vă spun că nu aveți nevoie de mare chestie la voi. Eu aveam un geamantan, geamantanul făcut cu pampers pentru ea, cu hăinuțe pentru ea, cu hăinuțe pentru mine, cu absorbante, cu șampon, cu gel de duș, cu periuță, cu pastă de dinți, cu make-up. Paranoia. Credeți-mă, nu să vă îndurați să lăsați copilul și voi să vă duceți să vă machiați. Adică în perioada aceea o să fiți foarte atașați și foarte focusate o să fiți pe copil. Și mi-au luat-o, mi-au îmbrăcat-o. Nu este necesar să aveți voi haine pentru bebeluși la voi, fiindcă aici în Germania vă dă spitalul haine pentru bebeluși. Voi va trebui să aveți haine doar pentru momentul în care o să plecați acasă. Atât. Pampers și la fel, pampers, șervețele umede, cremă, orice vă oferă spitalul și foarte, foarte, foarte mult ajutor din partea asistentelor, din partea doctorilor, din partea oricui. Credeți-mă, nu știu cum a fost la alte femei și dacă am femei care au născut în Germania, în comunitate, mica noastră comunitate, care începe să se formeze, să-mi povestiți în comentarii dacă puteți sau în privat pe Instagram la Madalina Axinia cum a fost experiența voastră, fiindcă noi am avut una foarte bună la experiența cu nașterea și
Vă spun sincer, eu nu știam germană, adică înțelegeam cât de cât, însă nu știam să răspund, să vorbesc, să conversez cu doctorii. Vorbeam engleză, însă erau practicanți care nu vorbeau engleză, vorbeau doar germană și limba lor natală. Și credeți-mă că au venit, țin minte și acum, a venit într-o zi o asistentă, practicantă ceva, și nu știa cum să mă întrebe dacă am câine sau pisică sau dacă am avut câine sau pisică acasă pe perioada sarcinii și m-a întrebat ham, ham, miau, miau, adică la nivelul ăla de bun. Am terminat cu nașterea, a doua zi m-au consultat pe mine să vadă cum îmi sunt organele, dacă mă simt cum trebuie, dacă aveți nevoie să faceți baie sau să faceți orice, puteți suna la asistente pe butonul pe care aveți lângă pat și vin asistentele și stau cu bebelușul sau îl iau la ele până faceți voi treaba. Aveți, dacă în cazul în care nu aveți lapte pentru bebeluș, ceea ce la mine nu a fost cazul, ei vă vor oferi lapte praf, vor învăța cum să îi alăptați, la câte ore, cât să fie de călduț laptele, de rece, nu știu, că pe mine nu, la mine nu a fost nevoie, venea doar să mă verifice la 3 ore să vadă dacă mănâncă Sofie cum trebuie, dacă este atașată corect la sân. Și la noi a fost totul în regulă. Noi ne-au dat drumul la casă după 3 zile. Eu am mai făcut analize, au mai verificat-o dacă aude, dacă deschide ochii. I-au luat sânge din cap. Nici nu mai știu ce i-au făcut, însă i-au făcut destul de multe analize ca să vadă dacă este totul în regulă. La noi totul a fost perfect. Și mi-au spus asistentele că naștere ca a mea, ele nu au mai văzut. Până în momentul acela să nască o femeie atât de repede și fără dureri. Nu am țipat, nu nimic, adică mă așteptam să am dureri insuportabile, însă nu a fost așa. Așa că, mămicilor care sunteți viitoare mămini, de fapt, femeilor care sunteți sărcinate, nu vă faceți griji, fiindcă totul o să fie bine, orice s-ar întâmpla. Adică am mai auzit și cazuri în care mămicile au stat câte 30 de ore sau 16 sau 20 ore, 20 ceva de ore în travaliu, însă la mine nu a fost cazul. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, însă eu am fost și foarte activă pe perioada sarcinii. Nu am stat doar în pat, doar n-am avut nici grețuri, n-am avut nici probleme, probabil și de aceea a fost nașterea atât de ușoară. Și ce aș mai vrea să vă spun? Trebuie ca în momentul în care se apropie data de naștere a copilului vostru să vă căutați medic pediatru pentru acesta. Fiindcă în ziua în care ați născut, a doua zi, nici nu știu, vine doctorița să vă completeze fișa și să vă întrebe dacă aveți doctor pediatru. Și asta este foarte important pentru că primul control vă-l face la spital, însă următoarele controle va trebui să mergeți la medicul pediatru cu bebelușul ca să vadă că totul este în regulă și el se dezvoltă cum trebuie. Vă vor mai da de la spital o hârtie cu care să mergeți să îi faceți actele bebelușului. Acte însemnând să vă dea hârtiele pentru foaia de drum, pentru certificat și așa mai departe. Voi trebuie să vă faceți programare și să așteptați 2 săptămâni după ce ați născut, din câte am înțeles, ca să se asigure ei că trăiește bebelușul. Așa, ne-au dat 4 hârtii, o foaie pentru Eltergelt, o foaie pentru Mutterschaftgeld sau ceva gen, una pentru alocație Kindergeld și una pentru foaie de drum. Stați. Nu, una pentru Mutterschaft,
adică Elter Geltu acela, una pentru alocație, una pentru foaia de drum și una certificatul ei. Noi nu aveam niciunul din noi 7 ani aici în Germania ca să îi facă direct de cetățenie, fiindcă voi în momentul în care aveți 7 ani în Germania, o să aveți cetățenie automat pentru copil, doar dacă vă doriți, bineînțeles. Așa. Ce să vă mai spun? O să aveți foarte mult ajutor din partea statului dacă vă depuneți dosarul. Depinde în funcție de salariul soțului sau salariul pe care îl aveți voi. Însă dacă voi nu ați venit în Germania și nu munciți, iar soțul dumneavoastră are un salariu normal, din câte știu eu, trebuie să fie sub 1700-1800 de euro, o să beneficiați de foarte multe ajutoare din partea statului, cum ar fi bani pentru camera copilului, bani pentru cărucior, ajutor de chirie sau chestii din acestea. Noi, din păcate, nu ne-am încadrat la niciuna și nu am luat niciun fel de ajutor. Însă vă spun, poate pe voi, pe viitor, vă va ajuta. Ce să vă mai spun eu? După ce nașteți, sunt foarte multe, foarte, foarte multe grupulețe din acestea pe Facebook în care vă puteți înscrie. Și sunt acolo mămici care vă ajută să primiți tot felul de cadouașe de la DM sau de la Rossmann sau de la Pampers sau de la orice firmă din aceasta care vă dau cadouri pentru nou născut, pentru bebeluș. Așa. Nici nu mai știu. Este posibil să primiți și din partea primăriei o mică atenție, un mic cadou, depinde de land. Ce să vă mai spun, ce mai trebuie voi să știți? Trebuie să vă depuneți cele care ați muncit, hârtiele pentru Eltergelt într-o perioadă de 6 săptămâni după ce ați născut. Mai trebuie să depuneți actele pentru alocație. Dar acele le puteți depune oricând, fiindcă nu au un termen de limită. Cred că cam atât ar trebui să știți. Nu cred că mai sunt chestii pe care trebuie să le știți în plus. Eu nu am știut multe din aceste chestii, fiindcă nu prea am avut cine să mă învețe, a trebuit să le învăț singură. Însă voi puteți căuta pe internet despre naștere și așa. Eu am mai căutat, însă nu au fost clipulețe în care să se explice concret ce s-a întâmplat și așa. De aceea eu fac clipulețul acesta mai mult în ajutorul viitoarelor mămici, fiindcă știu cum este să fii oarecum nouă în Germania și să nu ai niciun ajutor din partea nimănui în ceea ce privește nașterea și actele care vă trebuiesc. Și ce să vă mai spun? Voi termina machiajul, pentru că am de făcut sprâncenele și buzele. Și cam atât și ne auzim imediat. Așadar, acesta este final look, cu un final pe care eu l-am realizat astăzi împreună cu voi. Vreau să vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost și astăzi alături de mine în acest videoclip. Vă aștept cu orice întrebare aveți pe acest subiect în căsuța de comentarii sau îmi puteți scrie în privat pe Instagram dacă nu vreți să afle și alte persoane despre ceea ce aveți voi de povestit sau de întrebat. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare.
și vă aștept cât mai curând într-un nou clipleț. Vă pat!